pentru că acolo e o luptă foarte puternică cu clanurile interlope. Vreau să vedem câteva imagini de astăzi. Un clan din ăsta care pur și simplu terorizează o familie. Vedeți aceste imagini absolut șocante. Polițiștii au anunțat că bărbatul care a distrus mașina vecinului a fost reținut. Anunțul a fost făcut după ce primarul municipiului Timișoara, Dominic Friț, a arătat aceste imagini, le-a făcut publice. Nu este prima dată când vedem clanurile acaparând străzi, case cu forța. Știm că județul Timișoara în întregime este recunoscut pentru modul în care aceste clanuri reușesc să își impună de multe ori forța și să ia pur și simplu imobile sau alte bunuri ale oamenilor. În legătură telefonică directă cu noi este chiar Dominic Friț, primarul municipiului Timișoara și candidatul Dreapta Unită la primăria Timișoara. Mulțumesc mult, Dominic, că ești aici. Bună ziua! Explică-ne puțin, că ne șochează din ce în ce mai rău, de la ăia care blocaseră strada cu totul și o luaseră pe persoană fizică, la oamenii ăștia care pur și simplu distrug, vandalizează, sperie, amenință vecinii. Deci, tocmai după ce am făcut această acțiune cu strada, am primit foarte multe mesaje din partea cetățenilor că sunt și alte cazuri, alte spețe, și m-am decis să fac un portal pe pagina primăriei unde lumea poate să-mi transmită aceste spețe, dar care să ajungă direct la mine, să mă asigur că nimic nu e mușumalizat. Și am primit săptămâna trecută niște filmări, chiar făcute recent, acum 10 zile, în care vedem un atac absolut violent și halucinant asupra unei mașini în curte. Și mi-a scris o doamnă că de 20 de ani este hărțuită în casa părintească, în care acest clan care a cumpărat și casa de lângă încearcă să-i fac să plece. Și pe mine m-a șocat acest caz, am discutat cu doamnă și împreună am hotărât să facem public acest caz, tocmai pentru că ea zice că ea deja nu mai are speranțe că cineva o ascultă, că cineva o bagă în seamă, că nici nu mai sună poliția, pentru că întotdeauna când sună poliția ăștia vin, se uită, după aia pleacă. Și toată lumea i-a recomandat să plece de acolo. Ok, dar, domnule, poliția locală, nu știu, de municipiu, de județ, de ce-o fie, de ce nu ia măsuri? Dacă o femeie face reclamație, are probabil dovezi, aceste imagini le are și le-a avut, le-a arătat și poliției. Există o complicitate a instituțiilor de forță cu aceste clanuri interlope? Eu cred că cel puțin există o ezitare de a interveni acolo unde este vorba de clanuri. Pentru că e complicat, pentru că aceste clanuri amenință inclusiv funcționari, pentru că au anumite legături. Ne amintim atunci când am intervenit pe strada Cezar, șeful clanului a stricat după noi, o să te cumpăr și pe tine. Adică e evident că în trecut au fost cumpărați oameni din poliție, din justiție, din administrație, politicieni. Și tocmai de aceea cred că există această cultură de indiferență în toate instituțiile statului și tocmai asta m-a făcut să fac acest apel. Avem nevoie de o deșteptare națională, să fim hotărâți să nu mai închidem ochii și să ne luptăm cu aceste clanuri. Și ce văd reacțiile oamenilor, reacțiile timișorenilor, dar nu numai timișorenilor, e ca și cum lumea în sfârșit se simte auzită și văzută cu această problemă. Și chiar apărată. Te-am criticat eu pentru multe lucruri, dar te felicit tare pentru ce faci în lupta asta cu clanurile. Mulțumesc, Dominic Friț, primarul municipiului Timișoara și candidatul Dreapta Unită USR PMP Forța Dreptei la primăria municipiului Timișoara. Hai să mai curgă un pic imaginile. Emilian Isăilă nu e un caz singular. Știm de ani cu toții, de ani de zile, că asta se întâmplă în Timișoara. Cred că din 2000 au început povestea asta cu clanurile la Timișoara și cu această operațiune de a tulbura posesia proprietarilor asupra unor imobile pentru a le achiziționa la prețuri mai mici. Și mi se pare că, în fine, îl felicit pe Dominic Friț pentru că, în sfârșit, este un primar care are curaj să facă acest lucru. N-a făcut nimeni. De 25 de ani nimeni nu s-a. Și uite că se poate și strada aia poate, e liberă. Uite, aceste imagini astăzi au rulat pe toate rețelele sociale, este lumea îngrozită și sunt reacții extrem de multe și de, cum să zic eu,
supărați, oamenii chiar sunt supărați, pentru că ideea, una e când vezi, una e când auzi sau citești și una e când vezi pur și simplu ce se întâmplă într-o curte comună, într-un oraș care e și Timișoara, este orașul cel mai... Femeia e terorizată de decenii. Da. Iar, în fine, comportamentul poliției deplorabil. Scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem imediat.